E bine așa. Ce e bine așa? E bine așa. Ce e bine așa? Bună seara, prieteni. Salutare, prieteni. Nu e bine. Cum nu e bine? Trebuie să zicem bună dimineața, prieteni. Bună dimineața, că s-a... E dimineața acum? Da. Mi-a prins dimineața? Mi-a prins dimineața. Doamne, ferește. Bună dimineața, prieteni. Ce astăzi faceți? Suntem, e bine așa. Dar vlogul e bine așa. E bine așa vlogul trecut? Da. Ăla o să fie premieră. Ei, dar și merge și este tot cu e bine așa. Și cum e bine așa cu... Că și era dinainte, tot e bine așa. Cu lemnul în foc? Da. A fost lemnul, bine? A fost bine? Cu lemnul în sobă. A, în sobă? Da. În care sobă? Soba cui? Da, mai contează. Leo, ce vrei să vorbim? Că ăsta e canalul tău acum. Ai fost pe canalul meu mai înainte? Da, pe canalul Cristi Mariu. Pe televiziunea mea. Pinul Leo de la Strehaia. Și prieteni, aș vrea să vă recomand un canal de YouTube al viitoarea mea iubită, Raluca, moderatoarea lui Leo de la Strehaia. Moderatoarea lui Leo de la Strehaia. Deci să o vedeți acolo pe pată. Deci moderatoarea lui Leo de la Strehaia este viitoarea mea iubită. Are canalul de YouTube, ăsta e canalul de YouTube. Moderatoarea lui Leo de la Strehaia. Și ca să facă și ai filmări și nu știu ce, trebuie să facă și ea 1000 de abonați. Trebuie să facă și ea 1000 de abonați, să facă și ea vizualizări, 4-5000 de ore, acum pentru început. Ajutați-o și pe ea, prieteni, abonați-vă la ea ca să facă 1000 de abonați și să facă orele de vizionare. Ea chiar merită că a fost alături de tine toată perioada deci, asta. Toată perioada asta chiar a fost alături de mine. Pentru că o cunosc pe fată de 2 ani de zile. Este o fată bună la suflet și este o femeie foarte sexy. Și în orice caz, este mai tinerică. Nu are 60 de ani fără 3. Fără nu 7. Contează, are cât are? Are. O să zic, frate, că are... Da, să fie, mai, e mai tânăr, oricum. Are... 30, cât are? 40 de ani, frate, nu are 60. Da, da, e altceva? 20 de ani diferență, Leo? Sau... Da, aproape 20 de ani fără 7. Fără 7? Mai scădem 7? Ce, rămân 13. În fine, nu contează, vârsta contează. Te pup, Raluca. Și eu te pup. Hai că se abonează toți prietenii mei de pe YouTube la tine. Adică toți prietenii mei adevărați care sunteți prietenii mei, vă rog să vă abonați la contul ei de YouTube, Raluca, moderatoarea lui Leo de la Strehaia. Puteți să o căutați pe YouTube și o găsiți, prieteni. Deci vă rog să nu mă dezamăgiți. Haideți, vă rog, ca până mâine, poi mine să aibă și iau 1000 de abonați. Da. Da, doar prietenii buni. În rest, nu ne interesează. Da. Hai, ei, să rugăm pe toată lumea să se aboneze la ea. Ca să o vadă și pe ea. Care te apreciază pe tine? Dacă, care te apreciază? Dacă sunt un număr foarte mare de 50-60.000 de persoane care te apreciază, oh, să intre la ea. Să intre toți să dea abonare. Mai 80.000 de urmăritori, da, dar nu cred că te apreciază. Toți sunt unii cârcotați sau sunt unii care nu mai au conturi de YouTube. Sunt unii cârcotă. Cârcotă, da. Cârcotași. Da. Despre ce vrei, Leo, să vorbim, să nu-ți pierzi ideea? Despre ce vrei să vorbim, despre... Împăcare? Nu, despre ce ți-a zis, e, da, despre ce ți-a zis domnul Brăduț. Ah, ok. Mi-a spus să-ți transmit da. Și să încerc eu să te convin pe tine da. Să te împaci cu ei. Cu cine? Despre... Ăla umflatul? Uite, vezi? Nu, nu știu, bine, na, nu vrei să mai dai nume? Vrei să zic eu despre cine? Zi. Despre bucătarul care de fapt nu este bucătar. Dar bine, acum glumim acum, dar na, oricum nu este bucătar. Deci nu este bucătar pe bune, nu are meseria lui de bucătar. Că n-a fost la o nuntă, n-a fost la niciunde. A, Ion Diloaica are meseria de bucătar. Dar știi ce idee mi-a venit mie? Acum, pe moment? Da. Că mă gândeam eu să schimb eu numele la canal. Să pun bucătarul Leo de la Strehaia. Asta ar fi fost și mai tare. Dar trebuie să faci mâncare. Ei, mai fac și eu așa grătare și astea. Nu trebuie... Ce, știa să facă mâncare? Nu, ce mâncare tot grătare. Punea pe carne sare și o punea pe grătare. Și ce, nu știu să fac asta? Ba da. Și nu știu să fac mai bine decât eu. Asta ne gândim acum, zilele următoare. Poate chiar merge la un grătar. Da, merge la un grătar și o să schimbăm numele la canal. Mamă, dar... Să ne facem bucătarul lui Leo. Mă gândesc că mie plăcea canalul ăsta, că eu un semn de respect pentru tine. Nu pentru vizualizări fac chestia asta. Nu contează și pentru... Dar vreau să te mai întreb pe tine ceva. O să copiez și eu filmarea asta. Am acceptul tău să folosesc numele tău? Sau l-am pus eu că nu știu ce? Nu, eu ți-am zis. Ai acceptul meu. Ok.
Dar toată viața, adică nu... Normal. Am semnat contract pe toată viața. Ești pinul meu, sper să nu fii și tu ca pinii mei. Dar nu trebuie să vorbești așa ceva. Nu, eu asta vreau să spun că lumea, poate lumea care se uite la noi, nu crede treaba asta. Nu crede, dar... Dar eu am foarte mare încredere în tine. Foarte mult spun că eu sunt următorul. Spun că tu ești următorul. Nu, cum să fiu următorul? Nici nu aș vrea să discutați despre așa ceva, prieteni. Pentru că nu facem asta pentru vizualizări și ca să fac o regie eu cu Cristi, să mă încerc cu Cristi la mișto. Niciodată. Deci nu, pentru că noi nu facem așa ceva, noi ne respectăm în primul rând. Nu ne înjurăm, nu ne jignim. Da, nu ne jignim, nu ne înjurăm. Dacă vreodată o să fie vreo supărare, așa, să te enervezi tu, că adică tu ai momente. Tăcem și... Nu reacționez. Răbdăm în Cristi. Nu reacționez. Adică nu. Că tu știi cum sunt eu, mă enervez 5 minute și îmi trece. Știu. După aia îmi trece. Tu poți să te enervezi pe oricine, dar nu jignești. Asta e important. În legătură cu păcarea asta care spui să mă... Da, eu aș vrea să te împaci, dacă și tu vrei. Da, e vorba că e perioada asta de Paște acum, care trebuie să iertăm... Păcatele? Să iertăm păcatele și noi. Să iertăm pe toată lumea. Și eu îi iert pe bucătarul și pe cutunița și pe toată familia lor. Da. Eu îi iert. Dar să-și ceară scuze public, am mai zis asta și ei. Eu nu cred că o să-și ceară scuze public. Și ce să-și ceară public, ar trebui să-și ceară scuze public, în primul rând pentru. Au greșit foarte mult. Au greșit foarte mult față de patroană. Au vorbit de patroana foarte urât. Am văzut. Au vorbit mizerabil. Eu nu m-am așteptat. Au vorbit sub orice critică. Eu nu m-am așteptat. Da, au ajuns să vorbească ei de patroana, păi fanilor, prietenilor care vă uitați la mine acum. Voi știți, eu știu și cât de mult o iubiți voi pe patroană. Au ajuns ciuriburii să înjure ei pe patroană. Tocmai din cauza asta aș vrea ca să-și ceară scuze. Să-și ceară scuze bucătarul și cutunița, da, și față de mine și față de patroană. Pentru că au greșit. Și primul rând să gândească că eu sunt nașul lor. Nu ar trebui. Da, nu știu ce să zic. Nu, sunt nașul copilului. Sunt nașul copilului. Măcar să aibă respectul. Adică nu trebuie să treacă peste respect, să treacă peste toată lumea. Eu sunt că au trecut. Că nu e bine. Păi da, au trecut, dar nu e bine ce au făcut. Au greșit enorm. Da. Și eu le sugerez ca să facă acest lucru. Și în primul rând, cine a vorbit de patroana cam toată lumea, li s-a întâmplat ceva rău cu ei. Asta e adevărat. Și din cauza asta a zis să-și ceară iertare de la patroana, înainte de a se întâmpla ceva. Corect. Deci spun lui Cutunița și lui Bucătaru că eu o cunosc foarte bine pe patroana, o cunosc și la toată lumea care a vorbit de patroana. Știi foarte bine că li s-a întâmplat foarte rău. Ăla din Franța, nu mai dăm nume. Deci li s-a întâmplat chiar foarte rău. Și tocmai din cauza asta nu aș vrea să li se întâmple și lor. Că eu i-am iertat. Eu așa sunt prieten. Eu așa sunt. Mă enervez. Și îmi trece 5 minute chiar apoi. Și după ce au vorbit aiurea, ai spus să retragă niște chestii, da, și s-a întâmplat. Și iar au început să vorbească, da, nu mai contează. Să alimenteze. Da, nu mai contează Cristi. Contează să nu mai avem treabă unul cu altul. Noi să fim sănătoși. Doar am zis să-și ceară scuze. Eu în special vreau nu neapărat să-și ceară scuze pentru mine. Pentru măcar pentru mama ta. Măcar pentru patroana, pentru că așa e frumos. Și atunci să vezi și tu și o să le iubească panii, că bucătarul trebuie să înțeleagă, să nu înțeleagă că greșit, că ei sunt, au concepție de aia în cap de nebuni, și ei înțeleg ceva parte... Înseamnă că au dușmanie dacă nu-și cer scuze. Ei înțeleg că și panii, dacă văd că își cer scuze, o să iubească panii pe ei. O să aprecieze mai mult. Pentru că dacă continuă să vorbească urât. Să vorbească urât și să nu-și ceară scuze, o să-i penalizeze panii, o să vedeți cutunițul și bucătare. Măcar pentru lucrul acesta, dacă nu vor de deci bune. Chiar pentru lucrul acesta ar trebui să vă cere scuze public față de patroana și de mine. Da, așa ar trebui. Serios. Dacă spuneau de patroana că patroana nu mai e patroană, că făceau mișto, că nu știu, dar nu o jignești. Nu o jignești, că au vorbit ceva foarte urât. Păi și-au făcut cu patroana niște chestii de astea, zicea patroana e rea, e nu știu cum, dar nu o jignești, frate. Da, dumneavoastră, au vorbit foarte urât. Patroana a plâns o noapte când a auzit. Eu hai lasă credă. Că eu nu bănui, dar ea nu i-a venit să creadă lui Cutunița, că ținea foarte mult la ea, că era nepoata ei.
O să fac așa ceva, eu când deci am văzut filmările alea... Deci patronul chiar e o femeie care a ținut la ea. Eu când am văzut, nu mi-a venit să cânt. Și la bucătare. Păi da. Păi ați văzut, pentru că patrona mergea în fiecare dimineață la ei, ea mergea la ei pentru că ținea la ei. Nu mergea pe interes. Ei aveau interes. Da, așa. Pentru ca să o bată lumea cu ei în filmulețe, ca să se uite și la ei. Ai văzut că spunea oamenii că... O, de ce nu vă duceți la Leo la spital? Și patrona când ajungea la Sehaia se ducea la ei acolo. Adică n-avea dușmănie față de ei. N-avea dușmănie față de ei. Păi da. Pentru că noi suntem altfel de oameni, Cristi. Noi iertăm, respectăm lumea. Până la un punct. Eu sunt de 3-4 ani de zile cu YouTube-ul cu astea. Eu am mai făcut Caterinca, am mai glumit cu oamenii. Așa este. În filmulețe. Dar nu i-am mințit niciodată. Corect. Eu nu i-am mințit pe oameni. Când n-aveai ce să minți, dacă ai făcut Caterinca, a fost Caterinca. Oamenii știu că eu sunt sincer. Oricum, urcătarul trebuie să înțeleagă că eu am cheltuit 50 de milioane pentru numele meu. 50 de milioane de euro? 50 de milioane de euro, da. Păi da? Da, normal. Și ai făcut și pe ei cunoscuți, nu numai pe ei? Păi eu am făcut toate streiaia cunoscute. Păi și unde e respectul la față deci de tine? Deci am făcut toate streiaia cunoscute. Ai pus o pâine pe masă la toți? Și am ajutat pe foarte mulți. Păi nu ești respectat. Pe foarte mulți am ajutat. Păi da. Fără niciun interes. Mai ales pe bucătarul și toți țiganii care vedeau din streiaia, toți îmi spuneau, bă, dar ce ridici, bă, pe bucătarul așa în sus? Și nu, acum nu-ți vine să cred, mai bine nu mai ridicai. Acum, dar nu-ți pare rău, cred, nu dar pare rău. Urât ce-au vorbit. Nu-mi pare rău singurul lucru, îmi pare rău ce-au vorbit. Da. Ce-au vorbit de mine. Tocmai asta e. Eu îi iert, dar nu vreau să mai am prietenie cu ei. Deci prieteni suntem, dar de lucru nu-ți dau. Oricum, nu am treabă cu ei, este problema doar să-și ceară scuze public și iert. Okay. Eu nu mai am treabă cu ei pentru că nu mai mă duc la Strehaia, nu mai am nicio treabă cu Strehaia. Eu nu mai mă duc. Patrona nu se mai duce la ei acum, nu se mai duce nici familia mea la ei. Dai seama. Să rămână singuri acolo. Dacă te vezi cu ei pe stradă, nu te saluți? Nu mă salut, nimic nu-i bag în seama. E mai bine decât să vă înjurați pe stradă, mai bine... Eu evit, n-are ce să mă înjure pe mine pe stradă. Că cade singur, vă jos și... Se împiedică și îi rupe duce. Și rupe să nu se mai întâmple. Mai bine să... Să-și ceară scuze public, mi se pare un lucru de bun simț. Dacă nu-și cer scuze public, înseamnă că n-au bun simț și n-au avut respect față de tine niciodată. Da, da, nu au față respect. Față de mama ta. Nu au respect față de ei. De ei, în primul de rând. De ei, în primul rând. Da. Și lumea o să vadă de pe YouTube, toată lumea și o să-i penalizeze. Nu o să se mai uite la ei, la canalele lor și nu o să mai facă casa. Nu înțeleg oamenii care comentează că Leo a început. Leo a spus și el niște chestii, dar nu a jignit cum au făcut-o ei. Ei au așteptat fitilul ăla să izbunească scandalul. Ei au premeditat scandalul ăsta, Leo. Au premeditat. Nu mai contează, eu părerea mea. Dar urât. Cauza Runașul Marian a început scandalul ăsta. Păi nu avea ce să caute niciodată în curte acolo. Când Leo a spus, nu mai intri niciodată acolo, nu mai intri. Păi da și... Motivul, hai să spunem motivul, că nu era motivul da. Anca. Da. Motivul era... Motivul a postit și lucrarea, voi, prieteni. Lucrarea la casă și a bătut joc de lucrare. Păi da. Am dat atâția bani peste 1 miliard, am dat pe materiale. Am dat pe materiale la casă peste 1 miliard. Și tu ai spus-o la modul că... Și Marian ce-a făcut? Și-a bătut joc, să vedeți cum a pus Grecia. Am văzut și eu, Leo, nu știi că am fost la voi. Să vedeți cum a pus Grecia. Ziceți că era un începător. Până și la Anca a pus bucătăria invers, nu știu cum. Am adus două, trei echipe ca să facă. Păi... Și ai spus să i-ai dat și... mai adus și patrona acum. I-ai dat și un termen și nu l-a terminat în termen. Și acum el se plânge că era singur, auzi, era singur. M-am înțeles cu el să-i dau 4.000 de euro, sau nu știu cât a cerut. 3.000 de euro sau 4.000. Da. I-a dat patrona 25 de milioane, adică 500. Dar și el spune... Dar i-a dat avans. Da. Nu i-am dat să rămână banii lui sau nu i-am dat să nu știu și ce. Acum se a, dacă era corect, trebuia să vină cu alea 500 de euro. Ia patrona înapoi. Dar și ce spune el acum? Că era singur. Păi era singur, ai promis că faci lucrarea cât trebuie. Trebuia să angajezi și el un om. Păi da. Dacă era singur, era. Trebuia să-și angajezi. Era problema ta? Tu de care echipă, nu? Nu, l-avea pe Gabriel. S-a acceptat și cu ăla atunci? Ăla e băiat ca lumea. Păi da. E bune. S-au împăcat, nu mai știu, dar e treaba lor. E treaba lor, nu mă interesează. Plus că el venea acolo pentru vizualizări, venea la Anca. Asta te deranja pe tine, că el venea să facă filmări în loc să termine lucrarea.
Asta era nu, problema. Nu s-a ținut de... De cuvânt. De cuvânt. Pentru, da. Pentru că au trecut 2-3 zile și n-a venit la muncă. Eu am vreau să fac să termin casa până de sărbători. Păi da. Iar pe 27, 28, 29 n-a venit la muncă. Care eu credeam că la 3 zile poate să termine. Ai înțeles? Da, asta te deranja pe tine. Deci păi fost, asta mă deranja pe tine. A fost vorba că tu ai împăcare nu. Cu Anca, la modul că să mai fiți împreună. Nu, nu vreau nicio împăcare, prieten, cu Anca. Problema între mine și Anca, știți foarte bine, nu mai există nimic între mine și Anca. Vă respectați. Este mama copiilor mei. N-am ce să mă cer cu ea, din cauza asta nici nu mă cer cu ea. Păi da. Sunt copiii mei, Ursul și Alin, care n-am ce să comentez de mama lor. Oricum le-am lăsat casa lor, maică-sa lui Anca. Locuiesc ei care vor acolo. Și eu nu mai mă duc la Străia, n-am ce să mai caut acolo. Păi tu ești de București, nu? Nu să te mai păi nu mai, gata, nu mai mă duc la Străia. Eu mă bucur. O să-mi cumpăr și eu o casă. Nu un apartament. O să stau aici în apartament. Până găsesc o casă. Până găsesc o casă. Până găsesc o casă, până îmi cumpăr o casă. Sper în 2-3 luni de zile să fac și eu rost de bani, să iau un prumut de tu undeva, să pot să-mi cumpăr casă, Cristi. Doamne, să stau aici la apartament, stau aici în regim hotelier, e 3 milioane pe noapte apartament. Hai să mai spunem și faza aia, când eu am văzut că vrei să plătești încă nu știu câte zile aici, și ce ți-am propus eu ție? Ca să nu crede lumea că eu da, nu te-aș fi primit la mine acasă. Să dor la tine, Cristi. Dar tu ești obișnuit cu multă lume. Da, să merg singur. Eu singur nu pot, că uite, mai bine Pane să stea cu mine, să aibă grijă de mine, mai bine poate sora mea, Olga. Îți dai seama, dacă o primeam pe Olga la mine acolo, a doua zi era mutat din apartament. Ne știa toată lumea. Toată lumea. Toată lumea ne știa. Nu vreau gălăgie, nu vreau scandal. Olga vorbește foarte tare. Da. Sau patroana, dacă venea, făcea gălăgie acolo. De... Da. Dar amândouă, dacă le aveam, ăla era. Tocmai din cauza asta am zis și eu că nu sunt de acord să vin la tine. Dar eu ți-am propus pentru că eu te respect pe tine, Leo. Și am zis mie că... Este vorba că mi-e plac și apartamentele, uite, spațiul ăsta. Ești obișnuit cu... Sunt obișnuit aici, sunt obișnuit... Cu lux. Sunt obișnuit aici pentru că filmez aici, uite, bucătăria asta. Apartamentul ăsta știi că e foarte mare și mă simt mult mai bine aici. Dar problema este de aici banii. Dar mă descurc. Luna asta am plătit. Ai plătit. Luna viitoare, vedem cât mai încasez de la YouTube. Doamne ajută. Să ai înțeles, după aia luna ailaltă, cred că nu mai încasez foarte mult, că nu o să mai fac YouTube în fiecare zi. Tu ai spus că mi-administrezi mie contul, nu mai știu unde păi ai da, zis. Dar nu cred că o să faci tu... Ce să fac? Filmări de... Pentru tine? Nu mai fac pe ăla, nu știu, fac pe ăsta al tău. Băi da, dar eu pentru ce... Nu, vreau să țin contul în, cum să zic, în mișcare. Băi, ții contul, dar atunci, Cristi, nu o să mai trebuiască să umbli cu mine. Ai eu fac ceva pentru tine și știi că eu nu pot să stau fără să fac filmări. La telefon. Da. Eu nu o să pot să mă țin după tine. Că tu te duci peste tot. Ai văzut, pleci, azi ești aici, mâine ești în Severin. Poi mâine ești la Pitești, răspăi mâine ești la București. Nu o să pot să țin pasul cu tine. Ești vreo pe cine că mă împac cu Dana? Ce caut la Pitești? La apartament la Alin, nu te mai gândi la... Mamă, dar numai de astea-ți vin ție. Idei. Uite, vedem și pisici la televizor acum. Vezi? Pisici. Mai sunt și câini acolo? Da, poate nu Dana sunt. Pisice Messi? Aoleu, era Nenucă, ai văzut? Nu, era Messi. Uite, Messi. Leo, nu te mai gândi la... Unde-i mă aia acolo, panul? Ne-ai vezi? Raiul iubitorilor de pisici, la un pas de capital, auzi? E aproape, pe aici, de capital. Da. Uite aproape, la Pitești. Deci raiul iubitorilor de pisici, să căutăm unde e. Vezi că mergem la rai? Uite, nu-i Dana e. Bă, da, e. Prea gras. Păi și ea nu e grasă? No. Uite, nu dar nici aia nu e. Ăsta e motanul Danilă, le mănâncă părămilă. Le mănâncă șoare și părămilă. Și îl cheamă Camilă. Părămilă? Da. Cât am filmat fanurile? Fanurile, ia spune-ne și nouă. 20 de minute, 15 minute? Dar poți să spui cu voce tare. Sau fă-ne semne. 19 minute. Nu vezi? 19? Stai să te agăți. 19? Stai să spună ochelarii. 20 de minute aproape. Te-am zis, bă, dar am cronometrat pe cuvânt, am zis 15-20 de minute. Vezi? Parcă... Stai să depășească 21-22. Cine a fost cu noi? Hai să mai vorbim ceva, Cristi. Ce să mai vorbim de... De Jepilă?
Nu mai vorbim. A, ce vorbim? Deci Epil a zis că zilele următoare ne sună să le dea banii 20.000. Ok, am băgat-o la sobă, vezi? Da. Ei, las-o, acum nu mai adăm aminte că mă ia capul. Ah, ok. Mai ales eu când vorbesc despre fosta sau actuala, nu știu, e fosta, să zic așa, tu te enervezi când vorbesc eu. Dacă vorbești cu domnul Jepila, nu te mai enervezi. Păi nu mă enervezi, frate, că Jepila a fost prietenul meu și nu pot să fiu chiar așa în fața lui. A fost. Dar a fost pe niște filmări că ziceai tu că eu am fost prieten cu tine acum mulți ani. Eu am fost și sunt. Da, poate nu m-am exprimat eu bine. Păi nu te-ai exprimat, am văzut, am vrut să zic de multe o chestie asta, nu dar... Nu intenționat. Când eram eu prieten cu fica, cu nu știu ce... Fără să-mi dau seama. N-are nimeni, oricum. Nu, da, dar trebuie să te însurăști pe tine, Cristi, trebuie să găsim și o țigancă? Și ție o nevastă. Păi ne-ai spus că verișoara cu asta, am făcut și noi o glumă, nu? Da, lasă că vedem. Bă. O să vedem. După Paște. După Paște? O țigancă? Da, o țigancă să găsim. Am pus ochii pe cineva pe acolo, dar nu pot să zic. Pe cine? Nu pot să zic. Îmi plac, sunt drăguțele, dar eu știu. Ele vin cu zestre? Păi lasă-mă, contează zestea sau contează. Da, contează că... Mie îmi place, de exemplu, ai vrea o țigancă fără chiloț. Să nu poarte chiloț. Eu am înțeles că toate nu... Toate nu poartă. Nu poartă niciuna de acolo. Da. Că e la mod acum. Păi țiganca azi... modernă, da. Fără chiloț. Și cu tatuaj? Pentru că eu vreau cu tatuaje, nu mai tatuaje nu, dar am cam păr pe picioare. Păi și ce, nu mai există... Păi să simți pe mea... Cremă epilatoare. Nu poate să folosească ele. Nu contează. Epilatoare trebuie să folosească mătură de bietule. A, da? Aia merge? Da. Prieteni, vă doresc o zi frumoasă, prieteni. Și vă pupăm și la Raluca, moderatorul al meu de la Sehaia. Băi, dar ce-și fi gratifica ta? Păi fac și eu, că nu. Păi știu că și-a făcut cont de YouTube. Eu am aflat înainte, da. Prieteni, vă rog să vă abonați, ca să facă și ea 1000 de abonați. E viitoarea mea iubită, Raluca, moderatoarea lui Leo de la Strehaia. Așa am cunoscut-o, ne cunoaștem de 2 ani de zile. Dar o să vedeți pe canalul ei că mă zice ea mai multe. Și Leo să mai intre și unde să mai intre? Și să mai intre la Cristi Marin prin Leo de la Strehaia. Să vă uitați acolo, să vizionați clipurile. Pentru că nici nu știți ce pierdeți. Da? Păi cine zice așa? Dan Diaconescu. Știi că putea să fie naș? A vrut să fie naș. Diaconescu? Da, când mergeam la emisiune, mergeam... A vorbit la Caterinca, frate. Nu, a fost pe bune treaba. Dar dacă nu m-am căsătorit cu... Asta e, ai pierdut șansa. Ai pierdut șansa. Asta e. Vă pup, prieteni, și vă iubesc. La revedere. Închid eu, Leo. Da.